Despre proiectele viitoare, actorii nu vorbesc pentru că au superstiții, nu? Important e că sunt. Important e că sunt. Iar la 90 și ceva de ani, proiecte viitoare nu-i puțin lucru, nu? Iar egoistul este unul dintre ultimele proiecte care s-a bucurat de un succes extraordinar. S-au fost tineri care au venit și aproape că era imposibil să ajungi să vezi egoistul pentru că era vândut cu mult timp înainte. Câți ani? 9 ani, nu? Îți spun exact, 2004 a fost premiera. În 2004 am început repeție, sfârșitului 2004 a fost premiera. Noiembrie 2004, deci faceți o socoteală. 2004 sunt 9 ani? 9 ani, da. 9 ani. În ultimii... Totdeauna a avut flair la piesele care... Care vor avea succes. Da, care vor avea viață lungă, în orice caz, da, da. E un simț anume. Da. Între timp am mai făcut un proiect împreună la Teatrul de Comedie, unde tata a regizat o piesă foarte frumoasă a lui Edi Casu. Spiritul de familie. Și suntem adevărat în casa mea. O să facem și pasta, nu? Trebuie. Ai tu grijă. Neapărat. Să fie ceva normal. Vreau să fiu... Este, chiar dacă vreau să am și asta, să vie în casă așa cum e ea, da? Ce, vreau să vie. Ne vom revedea în... fără toate aceste lumini și fără toate... Și mă bucur foarte mult, încă o dată vă spun, de faptul că am văzut în seara aceasta un nou film. Filmul vieții maestrului Radu Beligan mi se pare a fi unul de foarte mare valoare.